Bună ziua! Bună ziua, Cluj-Napoca! Bună ziua, Ardeal! Bună ziua, România! Suntem aici 25.000 de oameni PDL pentru ca să le spunem tuturor cine suntem noi și pentru ce luptăm. Noi, aici, în inima Ardealului, le spunem tuturor că Partidul Democrat Liberal, aflat la guvernare, cu responsabilitate, a scos România din criză. Încă în anul 2011, România a trecut pe creștere economică datorită nouă Partidului Democrat Liberal, datorită românilor care muncesc cinstit în această țară. Suntem aici, noi, Partidul Democrat Liberal, care în opoziție suntem singura forță politică care ne-am opus atacurilor pe care această clică PSD, PNL le-au făcut la valorile europene, la statul de drept în România, la noi toți românii, împotriva tuturor. Noi suntem aici, Partidul Democrat Liberal, care în opoziție suntem singura forță politică care ne opunem guvernării haotice, cea care a fost PSD-PNL și cea care este astăzi PSD cu sateliții săi. Guvernare haotică care a pus noi biruri pe cei care muncesc, pe cei care investesc în România, pe cei care creează locuri de muncă. Aceasta este guvernarea haotică de astăzi. O guvernare care se neacă în corupție. Niciodată România n-a avut atâția miniștri băgați în pușcărie.